Domeniul construcțiilor este unul dintre sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă. Având în vedere numeroasele solicitări adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă, numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, reprezentanții ITM Argeș au precizat care sunt cerințele minime în domeniul sănătății și securității în muncă, ce trebuie respectate. Echipamentele de muncă utilizate trebuie prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, balustrade solide, suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară, cu platforme sau plase de prindere suficient de solide pentru a împiedica sau opri căderile de la înălțime. Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentele individuale de protecție corespunzătoare, centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști, bocanci. Platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor trebuie să fie dimensionate și construite astfel încât să nu prezinte riscuri de accidentare în timpul utilizării. Planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie în șantier și trebuie completat și adaptat în funcție de evoluția lucrărilor. Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său, la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale. Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi sau unități, angajatorii acestora trebuie să ia măsurile necesare privind informarea lucrătorilor sau reprezentanților acestora despre riscurile profesionale. Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire, testare la nivelul întreprinderii sau unității pentru conducătorii locurilor de muncă sau lucrători, pe meserii și activități. Angajatorul trebuie să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. Nerespectarea de către angajatori a regulilor impuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage sancțiuni care pot merge până la închiderea șantierului.